Valentina și Eugen Luțic au dezvoltat o afacere de familie în domeniul creșterii păsărilor. Ideea deschiderii unei întreprinderi le-a venit celor doi soți în urmă cu 15 ani, care inițial fusese administrată de către fiica lor. Valentina Luțic are o experiență considerabilă în acest domeniu. Până la deschiderea întreprinderii, am lucrat 15 ani la fabrica de păsări ca tehnolog principal. Iar atunci când s-au închis toate întreprinderile și am rămas fără de lucru, am decis să muncim într-un domeniu pe care deja îl cunoșteam bine. În echipă am luat acei oameni cu care am lucrat 15 ani. Care se занимается своим делом? Aici fiecare are lucrul său. De exemplu, când se comercializează producția, eu plec la muncă la 4 dimineața și vin seara târziu. Sigur că la muncă se întâmplă orice și pentru că suntem la aceeași muncă, toate neclaritățile și neajunsurile sunt toate ale noastre. Întreprinzătorii spun că rezultatele bune se datorează faptului că de la bun început dețin specii de păsări cu un randament sporit. Dorim să facem și o volieră de expoziție pentru public, însă sarcina noastră principală este vânzarea speciilor de păsări cu un interes economic sporit. Aducem hibrizi din Ungaria, care ușor se adaptează și dau rezultate bune, și ouă și carne. Din 2001, întreprinderea a început un proces intens de modernizare și reutilare, cu scopul de a spori competitivitatea. În contextul actualei crize economice, întreprinzătorii au motive serioase de îngrijorare pentru soarta celor 20 de angajați. Nici subvențiile din partea statului nu schimbă prea mult situația. Până acum TVA-ul era de 8%, iar impozitul pe venit era de 20%. Din acest an, impozitul a rămas același, iar TVA-ul s-a majorat până la 20%. Din această săptămână s-a scumpit și energia electrică. Dacă vom închide întreprinderea, un singur lucru mă afectează. Ce voi face cu acești oameni? Din ramura avicolă se obțin anual circa 45.000 de tone de carne și 700 de milioane de ouă. Și pentru că ele contribuie la accelerarea economiei naționale, statul trebuie să susțină întreprinderile autohtone de producție cu perspectivă.